au apărut primele informații despre identitățile soldaților ruși care au săvârșit masacrul de la Bucea. Gruparea Anonymous, serviciile secrete germane și unii jurnaliști ucrainieni au scos la suprafață detalii incredibile despre autorii acestor crime îngrozitoare. În timp ce fetele lui Vladimir Putin se așteaptă la noi sancțiuni financiare din partea organismelor internaționale, presupusa amantă a acestuia încearcă să iasă bazma curată din afacerile aflate pe numele ei. Vă oferim informații spectaculoase în acest sens. Nave militare rusești în Marea Neagră pentru exerciții militare. Am mai auzit astfel de explicații de la Moscova. La ce să ne așteptăm? Pot deveni o amenințare pentru noi? Generalul în rezervă Gabriel Crețu, unul din cei mai capabili ofițeri români în securitate națională și pe teatrele de operațiuni militare, dă verdictul. Se termină războiul până pe 9 mai, când Putin vrea să celebreze victoria? Sau conflictul s-ar putea întinde pe ani, așa cum a spus șeful NATO? Care vor fi consecințele politice, economice și sociale pentru România și Europa în acest caz? Celebrul analist H.D. Hartmann ne spune adevărul fără menajamente. Unde a fost Șoigu, ministrul apărării din Rusia, în cele două săptămâni în care a lipsit din spațiul public? Un om de afaceri rus face dezvăluiri incredibile. Avem o mega ediție în această seară. H.D. Hartmann în platou, bună seara! Bună seara! Bună seara. În ultimul rând, așa cum ați auzit, domnul general în rezervă Gabriel Crețu, pe care l-ați urmărit de fiecare dată când a apărut, bună seara! Pentru că nu este des și atunci când iese la rând... Tandemul dinamită! Absolut! Tandemul dinamită! Face afirmații extrem, extrem de importante pe baza unor detalii de multe ori în premieră. Bun, se vorbește foarte mult în toată lumea în acest moment de masacrele din Ucraina. Sunt mai multe localități vizate, Bucea, Borodianca, Irpin, în acest moment. Și avem acum lângă Mikolaev. Așa. Se pare că s-au mai descoperit încă un loc lângă Mikolaev. Rușii au reacționat și au spus că este o provocare cinică și... e o minciună. Este o bestialitate, războiul ucraniană la așa, dar vom vorbi despre asta. Important e că, uite, grupul de hacker Anonymous a transmis astăzi pe Twitter că l-ar fi identificat pe unul dintre măcelarii din Bucea, da, publicând o poză cu el, locotenent colonelul Omurbekov Azatsbek Asanbekovic, venit din Republica, de la unitatea militară 51460, comandantul celei de 64-a brigăzi de puși motorizate, Habarovsk, ar fi responsabil pentru masacrul din Bucea, scriu cei de la Anonymous. Potrivit consilierului prezidențial ucrainean Alexei Arestovici, unitatea militară pe care o comandă Asanbekovic a fost staționată în Bucea. Le Figaro mai dă un nume de militar rus pe nume Mihail Tkach, la rândul său fiind identificat ca unul dintre cei care ar fi comis atrocitățile de la Bucea. Un jurnalist ucrainian, Andriy Tsaplienko, a fost cel care l-a identificat pe băiatul ăsta pe rețea de socializare. Și că are niște dialoguri cu internauții. Unul dintre ei îi spune, ești un criminal de război și un călău. Ai pe mâini sângele, hai să dăm și ferestre civililor executați la Bucea, vei putrezi în iad. Iar Tkach îi răspunde că e pe drumul de întoarcere și când o să ajung o să ți-o trag în curând, îmi cer scuze pentru exprimarea, dar asta s-a întâmplat, imediat ce te găsesc, îți voi tăia tot capul. Asta este reacția unuia dintre cei considerați participanți la masacrul de la Bucea. Madeline, dacă pot să mă imersez în această prezentare a ta, tu nu uita că și atunci în 44, când rușii au intrat în România, Armata Roșie a intrat în România, tot calmăci și asiatici erau, davai ceas și davai nu mai știu ce, teroarea care au introdus-o, violurile, crimele, teroarea care au introdus-o, care a introdus-o Armata Roșie în România, era necunoscută poporului român. Noi nu uita că de aproape 150 de ani n-am mai avut ocupații de acest tip. Bun, turcii erau, otomanii erau cunoscuți. S-a mai întâmplat în Ardeal atunci când au intrat ungurii. Bun, vorbim de crimele făcute de Armata Roșie, nu vorbim de crimele făcute de Armata Ungară în teritoriile ocupate ca urmare a dictatului de la Viena. Deci nu mă miră o asemenea barbarie. Nu m-ar mira. Eu însă spun un singur lucru. Ne-au trebuit ani de zile să declarăm
genocidul de la Hrebenița, genocid, deci oficial, în baza acestui verdict al istoricilor, patologilor, oamenilor de știință, antropologilor, s-a putut, deci, au fost trimiși în judecată foarte mulți lideri sârbi și nu numai, ci și un croat a fost și un bosniac trimis. Deci eu nu cred că aceste 3-4 zile de extremă incandescență emoțională, de emoție uluitoare pe care imaginile pe care le vedem, fotografiile pe care le vedem și care nu pot fi difuzate, datorită durității. Eu nici măcar blurate nu prea îmi permit să dau. Da, eu nu cred că în 3 zile ne putem da seama exact ca să definim, dar fără discuție. Aș vrea și pe video să avem imagini, vă rog. Fără discuție, Mădălin, bestialitatea care oricum orice război o aduce. Da? Războiul aduce astfel de bestialități. Fără discuție că pe teritoriul european în secolul 21 să vedem așa ceva este șocant pentru toată lumea. Absolut pentru toată lumea. Și este o inadecvare cu istoria noastră. Noi suntem obișnuiți să vorbim de drepturile omului. Europa vorbește de drepturile minorităților. Toată Europa vorbește de liberalism, de toleranță. Și să vedem la numai câteva sute de kilometri de România asemenea bestialitate este un șoc pentru toată lumea. Procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, a declarat după o deplasare la Bucea, cum scrie presa, după o vizită, că aș cum poți face o vizită într-un astfel de loc, că numai puțin de 5.000 de cazuri de presupuse crime de război comise de armata de la Moscova sunt investigate. Aici, sigur că vor fi o mulțime de dezbateri și o mulțime de cercetări de-a lungul timpului și de-abia după ani de zile vom afla cu adevărat ce s-a întâmplat. Faptul totuși că acest regim, această unitate militară are foarte multă populație sau soldați provenind din zonele astea asiatice unde mentalitățile sunt mai dure. Ar putea fi o explicație pentru aceste masacre general? Nu. Domnul Ionescu, acum câteva săptămâni m-ați întrebat dacă se va termina războiul. Și v-am spus că ne pripim. V-am mai spus de asemenea că răul cel mai mare din Ucraina în urma unui război încă nu l-am văzut atunci. Și abia îl vedem acum cu atrocitățile comise, cu acest dezastru umanitar. Dar pot să spun că și de acum încolo putem să vedem lucruri și mai rele. Astfel de crime putem să descoperim și în Mariupol. Vom descoperi sigur în Mariupol. Stai, nu știu dacă vom putea să este descoperim. Este un oraș dacă sub asediu. Vom descoperi sigur. Dacă va fi sub administrare ucrainiană, vom descoperi. Dacă nu, nu vom descoperi. Pentru că este una dintre mize. Plus în ceea ce se pregătește din punct de vedere ofensiv de către armata rusă, lucrurile sunt îngrijorătoare. M-aș alinia și la discuția noastră de bază să numesc aceste crime. Ca fiind crime, deocamdată. Să lăsăm autoritățile să facă cercetările necesare și atunci vom ști dacă este masacru sau ceea genocid ce s-a întâmplat. Sau, da, da. Există elemente, genocid, aici, sigur, există elemente este. Care pot fi diferențiate de zona de emoție colectivă. Pe care, cu experiența pe care o aveți, le puteți defini altfel? Da, legea le definește în primul rând. Legea face diferențierile. Așa. Corect. Da. Dar aș vrea să spun câteva legea chestiuni. Legea națională și internațională. Se vorbește de copii, se vorbește de femei, se vorbește și de bărbați. Unii dintre ei pot fi... Aș vrea să spun câteva chestiuni de ordin militar. Da. Se pare că în spatele armatei ruse, de fapt în ultimele luni de zile, Rosguardia, care sunt de fapt trupele de gardă ale Rusiei, au fost incluse în armata rusă și rolul lor era un fel de poliție militară. Adică armata rusă cucerea fiecare localitate, mergea mai departe, iar spatele lor rămâneau aceste trupe, gardă națională, să administreze orașul pe care era ocupat. Asta implica un fel de poliție militară care are misiunea de a asigura traseele, convoaiele de logistică sau celelalte trupe ale armatei sale, să asigure ordinea și liniștea publică în oraș. Se pare că există și o implicare din partea acestor efective. Vedeam la televizor bărbați în uniformă care aveau liste în mână și mergeau din casă în casă, la bloc la bloc și verificau ce cetățeni. Și pe urmă am observat că erau ridicate persoanele care aveau poze militare în casă ca fiind
participanți la război. Mai mult decât atât, aici este ce a spus domnul Harman, a spus-o foarte bine cu trupele acestea venite din Orient, dar în general aici este o problematică a armatei ruse, care a dezamăgit foarte tare din foarte multe puncte de vedere. Din punct de vedere strategic, în primul rând, strategia a fost, s-a bazat pe elemente volative. Adică sperăm că armata ucrainiană va opune o rezistență slabă și foarte puțină, vom fi sprijiniți de populație, ceea ce e foarte mult. Tactica folosită a fost extrem de proastă, ca să spun așa, având pierderi imense. Au murit foarte mulți soldați ruși și au pierdut foarte multă tehnică în urma unor ambuscade, ceea ce e foarte greu de înțeles. Într-o zonă cum este Afganistanul, puteai să intri în ambuscadă. Pentru că relieful permite... Permite și relieful, erau orașele, nu știu unde sunt insurgenți. Aici era vorba de armată și normal trebuia să-ți trimiți cercetarea înainte. Acum trăim și în zona aceasta, în domeniul dronelor, care le puteau folosi și vedeau care este situația în fața lor. Dar mai mult decât atât, am constatat că forțele terestre sunt extrem de slab pregătite. Și eu cred că cu cei care conduc armata rusă nu au luat acest lucru înseamnă sau nu l-au descoperit, că trupele terestre sunt la nivelul anilor 90. Iar ceea ce s-a petrecut aici, și urmă să spunem și o vorbă două despre ce jafurile pe care le-au făcut militarii ruși transmise din poșta din Belarus, și sunt și niște convoaie care au frigidere și toate celelalte chestiuni. Avem și noi ceva imagini, exact, apropo de jafurile făcute de soldat. Militarii ăștia s-au comportat exact cum sunt copiii. Au făcut ce văd la părinți. Dacă comandanții lor au spus distrugeți blocul ăla, distrugeți școala, distrugeți spitalul, atunci și militarii au luat-o, domne, e voie orice. Și atunci putem și noi să jefuim, putem și noi să omorâm și așa mai departe. Este o slabă pregătire. Uite, din toate punctele de vedere... Cel puțin în armata română, în forțele speciale românești, înainte de a pleca într-o operațiune, se face o pregătire minuțioasă. În primul rând, psihologică. Și te pregătește. Măi băiatule, vezi că s-ar putea să-l vezi pe colegul tău mort. Să-i vezi fără jumate de cap, să-l vezi fără mațe, să-l vezi fără... Trebuie să faci o astfel de pregătire psihologică și numai pe această chestiune. Nu, dar durată. Disciplina este foarte dură, n-ai voie să fur, nu ai voie să intri în casele civililor. Adică aceste principii de război, să știi că ele sunt de mii de ani. Și atunci cum s-a ajuns la deci Rusia nu și-a civilizat armata. Comandanții nu și-au civilizat soldații. Sau au adus speciale elemente de acest tip? Eu cred că este un fenomen generalizat. Eu vreau să vă spun un lucru. E un fenomen generalizat. Când debutase războiul și când s-a aflat la ceva zile că au adus elemente cecene, populația civilă din Ucraina, cei care au rude în România, toți cei de acolo au început să sune disperați. Da. Pentru că știu că cecenii, asta cred ei și asta știu ei, omoară fără niciun fel de scrupul, de la copii, la femei, până la orice, fără niciun fel de ezitare. Asta era marea frică în momentul în care au intrat cecenii că vor face astfel de crime. Iată, aflăm, descoperim că în Bucea sunt zeci de cadavre de genul ăsta. Uh-huh. Unele sunt legate, e adevărat, nu știm ce s-a întâmplat, cei cu bărbații care au fost legați, dacă erau elemente din Garda Națională a Ucrainei sau elemente civile care luptau împotriva rușilor, dar sunt și copii, sunt și femei. Da, femei, sunt grup comune, domnule. Stai, da, sunt grup comune. 400 și ceva de găsiți și în grup comune. Și de-aia mă gândesc că totuși au folosit elemente foarte dure. Poate au adus elemente dure în armata rusă, tocmai pentru a speria populația și a pune o presiune suplimentară pe autoritățile ucrainiene. Domnule, ăla care cred că de fapt ăsta este nivelul de pregătire. Da, ăsta e nivelul ăla. Motivația, care fură țigări, n-are legătură cu națiunea. Și cu originea, iartă-mă o clipă, domnule general, iertați-mă ca să nu fim per tu, noi ne cunoaștem totuși bine, dar nu, ca să fim foarte clari, a furat țigări dintr-un magazin și a intrat să furi vin sau ce, s-a îmbătat la un moment dat într-un sat, sunt declarațiile, uite cum încearcă să intre într-un garaj sau în ce vor să intre acolo, e o poartă de metal. Este o bandă, golani. Nu mai sunt soldați. Golani, deci sunt golani. Eu nu cred că ține de originea lor națională, că sunt din Moscova sau că sunt din Bașchiria. Nu, eu mă întrebam doar dacă a existat o politică premeditată în care să aducă elemente dure în armată. Nu i-au civilizat. Nivelul de disciplină și de comandă foarte slab. Da, iar nivelul de comandă a fost
extrem de scăzut. Ca să uite-te, ăștia n-au nicio legătură că sunt... Pentru că comandanții, dacă vă aduceți aminte, 90, 91, 92, în țările foste sovietice se vindeau rachete, se vindeau tancuri. Da, se vindeau tancuri. Acum au pus disciplină în unități, sunt comandanții, sunt zbiri în unitate, dar în afară nu au mai reușit să mai disciplineze oameni. Deci pentru un ofițer, indiferent de cât de mic sau de mare este... Bun. Este o chestiune inacceptabilă. De ce rușii procedează în acest fel? Teroarea? Instalarea terorii populația, în populația civilă? Încercarea psihologică? Da, da. Să legi copiii, să împuști? Părerea a fost o exacerbare. Da, este o exacerbare. Probabil că se întâmplă încă un lucru, ca să fim foarte clari. Aceste masacre pot să fie folosite și ca forme de impunerea unei discipline, ca să fim clari. Da? Rușii au încercat să, în teritoriile ocupate, să impună prin frică o disciplină, ca să nu aibă probleme. Și sunt, din nefericire, scapă de sub control foarte multe astfel de elemente. Exact cum spunea domnul general, rușii nu cunosc disciplina reală pe câmpul de luptă. Păi dacă așa ceva vedeai în Irak, și eu sunt un critic al războiului din Irak sau în Afganistan, îți spun eu că de la comandant, de la colonel până la ultimul soldat, venea FBI-ul și îi aștepta la aeroport în avion. Îi lua din avioane pe soldații americani. Dacă așa ceva se întâmpla. Absolut. Și au avut loc procese de soldați americani care au furat, care au făcut excese și au avut loc și au făcut pușcărie în Statele Unite. Soldații americani. Adică nu e o glumă. Nu este... A fi soldat nu-ți permite. Da? Nu-ți permite statutul de soldat militar să faci asemenea bestialitate. Săptămâna trecută, absolut, Organizația Națiunilor Unite, pe la începutul săptămânii, a îndemnat autoritățile ruse și ucrainiene, atenție, să facă cercetări în taberele proprii pentru a depista eventualele momente de tortură, faze de tortură. Pentru că există foarte multe filmulețe care circulă pe canale media sau pe rețelele de socializare în care apar și dintr-o tabără și în alta, apăreau și dintr-o tabără și în alta astfel de clipe îngrozitoare. Unele dintre ele le-am văzut și noi. Sunt sute, oricum. Sunt sute de ore de genul ăsta care circulă pe rețelele socializare. Dacă țineți minte, inclusiv consilierul președintelui Zelenski s-a referit atunci când a vorbit de psihologie și de toate aceste chestiuni, a avertizat populația și militarii să nu comită astfel de crime, pentru că sunt crime de război. Bun, New York Times, de exemplu, publică un material video și verificat, așa spun cei de la New York Times, în care arată cum soldații ucrainieni împușcă mai mulți soldați ruși capturați într-o localitate la vest de Kiev. Și dau și discuțiile dintre ucrainieni. Da, eu cred că ăla este un semnal american foarte clar, Mădălin. În contextul, emoției colective despre Bucea, Borodianska. Da, ăla este un semnal important psihologic. Vin americanii de la New York Times cu așa ceva, nu știu care este. Nu, ăla e un semnal psihologic dat ucrainienilor, nu vă răzbunați. Adică, atenție mare, să nu cădeți voi în păcatul original. Nu faceți aceste lucruri, pentru că noi nu le vom admite, nu le admitem rușilor, nu vi le admitem nici vouă. Chiar dacă noi suntem aliații voștri în acest conflict. Deci este un semnal foarte clar transmis armatei ucrainiene să țină soldații și trupele speciale și tot elementul uman sub o autoritate perfectă pentru a nu permite exagerări, pentru că după ce vezi de la Bucea, după ce vezi exact de la Cerniv, după ce vezi, auzi despre situația de lângă Mykolaiv, iartă-mă. Borodianka, Irpin. Da, sunt multe localități unde după aceste imagini cumplite, așa, de barbarie, ai tentația ca parte adversă, da, ca soldat al părții adverse, cum prinzi un rus să-i dai cu bâta în cap. Acest articol din New York Times, cunoscut pentru New York Times, este un ziar foarte foarte serios și extrem de dur din punct de vedere al regulilor de utilizare a informației. Ei nu dau drumul așa ușor. New York Times au și spus, susțin că este un material verificat. Da, deci dacă este un material verificat, este de fapt un semnal al aliaților către armata ucraineană. Nu vă apucați să faceți de răzbunări personale. Să procedați în aceeași manieră, pentru că în acest moment, ca să fim foarte clari, Ucraina a câștigat războiul moral.
este câștigătorul moral, este victima unei agresiuni barbare. Uite, aici parcă sunt hoți, nici măcar soldați. Ăștia parcă sunt hoți. Țineți minte, acum două săptămâni spuneam că se fac recrutări în armata rusă, inclusiv din pușcării. E, s-ar putea să fie unii din ăștia. Uite, ăștia arată ca hoții, nu ca soldații. Iertați-mă, n-au arma la ei. Nu vezi, ăla n-are nicio zi. Uite, e venit să zic, cu bara să desfacă depozitul. Zic, așa vezi în, cum se cheamă? Aveam și poză cu frigidere. Cu frigidere. Au început să le scoată la vânzare pe internet. Pe internetul lor rusesc au început să scoată la vânzare ce au furat din Ucraina. Adică suntem... Plastic, nu știu cum se numește. Nu mai știu cum se numește. Da, spoils of a war. Cum se cheamă, internetul rusesc? Internetul rusesc, nu știu cum se cheamă. Da. Nu, dar în engleză spoils of war. Astea, comoara de război, cum se cheamă, ce au furat ei de acolo. Prada de război. Prada de război, au început să pună pe internetul rusesc să o vândă. Bun, vă întrebasem și ca să încheiem totuși acest moment al discuției despre masacre. Domnul Harman ne-a dat explicația. Instituirea terorii pentru a împiedica, pentru a dărâma moralul populației civile, va pune o presiune probabil suplimentară spre administrației Ucrainei. De ce din punctul dumneavoastră de vedere fac rușii aceste lucruri? Pentru că potrivit acestor surse, inclusiv văd ce spun și nemții, Der Spiegel, de exemplu, cei de la Der Spiegel, în Germania, citează surse din serviciile secrete germane, care relatează convorbiri dintre soldații ruși. Uite, cum ar fi să împușcă-l pe ăla pe biciclistul ăla, chestia genul ăsta. De ce? Și se pare că ordinea vine de la superiori. De ce ajung superiorii ruși să ceară soldații să facă astfel de masacre? Ce se întâmplă? În primul rând este slava de pregătire de care povesteam despre militarii ruși și în al doilea rând este vorba de disciplina care a fost scăpată din mâinile comandanților. Ei ar fi trebuit să ia măsuri, așa cum spunea și domnul Harman, au fost și în Afganistan și în Irak anumite lucruri făcute de către militari, autoritățile statului respectiv și le-au asumat, au recunoscut inclusiv când au fost lovituri aeriene, da, din greșeală, eroare umană. Și au recunoscut și au luat măsuri imediat, trimiși deferiții curții marțiale. M-aș fi așteptat și eu de la conducerea armatei ruse să aibă o astfel de reacție. Și au spus că este o provocare cinică. Bun, pentru Rusia văd că totul este o provocare cinică. Da. Pentru Rusia totul este o provocare. De 4 săptămâni m-am săturat să-i tot aud spunând că totul e o provocare. Orice se spune despre război, ei nici nu recunosc faptul că sunt război. Ei spun că e o operațiune militară. Hai, domnule, să ne fie. În mod normal, când pleci la astfel de război sau de acțiune, cum pleacă trupele noastre, faci niște instructaje. În primul rând, de siguranță proprie, nu scoate capul din tap sau mai știu eu ce. Nu te îndepărta de grupul tău, de plutonul tău. După care, populația. Domne, este musulmană, este creștină, are următoarele obiceiuri. Da. Domne, trebuiau făcute câteva specificații foarte clare. Răniții, îi aduceți în punctul cutare, morții, îi aduceți în punctul cutare, prizonierii, îi aduceți și predați poliției militare. Când iei un prizonier, trebuie să le întrebi, unde aveați voi locația de dus a prizonierului? Exact. Și o să vedeți că nu s-a stabilit probabil o astfel de chestiune. Din păcate. Și cred că specialiștii sunt de acord cu mine dintr-o anumită perspectivă. Și ca istoric am citit foarte mult, știu o mulțime de elemente de genul ăsta, războaie anterioare și nu foarte îndepărtate ca timp. În general, războiul, mai ales când e vorba de națiuni și între rude, de exemplu, și între popoare cu mentalități asemănătoare destul de dure, destul de aspre, generează nu numai o ură intensă, declanșează momente de decădere, de degradare morală, degradare umană. Naște monștri până la urmă, naște monstruozități. E posibil ca și ucrainienii, pentru că sunt astfel de filmulețe și probabil că la un moment dat se va dovedi, să fi fost foarte duri atunci când au prins, să zicem, soldați ruși, ceea ce e firesc, pentru că atunci când ești atacat, ai tendința, în momentul în care prinzi elemente de genul ăsta agresoare, să-i dai niște corecții, să-i aplici niște corecții. Sau să fie exercitat, să fie făcut niște gesturi împotriva unora dintre, să zicem, membrii comunității rusești de acolo. Dar niciun caz masacre. Și atunci reacția rușilor să fie una disproporționată, într-o variantă, pun semnul întrebării. Nu pot să-mi dau seama. Până nu ieși la fața locului. Până nu ai o anchetă neutră.
anchetatori neutri, care n-au nicio implicație emoțională, militar, de comandă, de, exact cum a spus domnul general, de școală. Nu pot să-mi dau seama. Este o întrebare mult prea complicată. Nici nu avem cum să ne pronunțăm noi. Oricum, din punct de vedere militar, este inacceptabil pentru oricare parte. Da. Ar fi. A, deci, din punct de vedere al codului militar. Absolut. Asta. N-ai voie, ai luat prizonier, l-ai arestat, l-ai dus la locul de deținere și așa mai departe. Da. Dar, normal, trebuie să fii instruit. Dom'le, ca prizonier, ai voie să spui următoarele chestiuni. În rest... Da. Iată ce zic cei de la Der Spiegel, citând BND-ul, Serviciul German de Informații Externe. În urma retragerii armatei ruse din oraș, a fost descoperită o groapă comună, precum și cadavrele câtorva zeci de civili întinse pe străzi. Da, bun, vorbesc de faptul că victimele au fost legate și au interceptat, spun că au interceptat convorbiri între militarii ruși. Într-una dintre convorbiri, un soldat îi spune altuia că tocmai a împușcat o persoană aflată pe o bicicletă. Această conversație ar corespunde cu o fotografie a unui cadavru întins lângă o bicicletă care a fost distribuită în întreaga lume. Într-o altă conversație interceptată, un bărbat spune: mai întâi interoghezi soldații, apoi îi împuști. Asta spun... Asta e foarte grav, asta e crimă de război. Da. Asta este crimă de război. Împușcarea prizonierilor este crimă de război în orice fel de lege națională sau internațională. Nu există așa ceva. Nu există așa. N-ai voie. Și dacă prizonierul este și rănit, trebuie în primul rând să îl îngrijești, să îl scoți din faza de pericol a rănii și abia apoi ai dreptul să îl interoghezi. Da, apropo de Mariupol, de ceea ce am putea descoperi în Mariupol, Zelenski, Volodymyr Zelenski, crede că unul dintre principalele motive pentru care rușii nu acceptă ajutor umanitar în Mariupol este că până când nu va fi totul curățat, se tem că lumea ar putea descoperi ce s-a întâmplat acolo. E posibil? În Mariupol, din sursele mele, știu că acționează și acel crematoriu mobil pe care armata rusă l-a... Despre care a vorbit un primar din ucrainean. Da, și l-au confecționat acum 2 ani de zile, dacă nu mă înșel, și se pare că acționează în zona aceea de sud. Dar în Mariupol, haideți să ne amintim ceea ce se spunea și în presă. Acolo a acționat batalionul, acum regimentul Azov. Uh-huh. Acolo au fost și aduși și cecenii ca să lupte împotriva acestei unități. Există și o imagine mai târziu, dacă o să vedem, unde fiecare sector din Mariupol este încredințat armatei ucrainiene, gărzii naționale ucrainiene și acestui regiment Azov. Și dacă ne reamintim inclusiv declarația de presă de acum 2 săptămâni al generalului care este purtătorul de cuvânt al armatei ruse, spune foarte clar, în Mariupol se va putea face un culoar de evacuare numai după ce forțele care apără orașul depun armele. Și atunci este foarte clar, de aia Mariupol este undeva la 95% distrus și sunt aceste lupte încrâncenate. Din câte știu, cam 60% din Mariupol este ocupat de armata rusă și mai ales de trupele cecene și de parte din separatiștii veniți din Donetsk. De fapt, acolo e tot județul Donetsk. Da, se așteaptă la mii de victime, spune Zelenski, cel puțin președintele ucrainean asta susține, mii de oameni uciși și mii de răniți. Vom vedea ce se va întâmpla. Oricum, războiul a luat o turnură groaznică, e cumva de așteptat, ținând cont de patima dintre cele două tabere. Însă, domnule general, spuneți că ne putem aștepta la ceva mai rău. Ce ar putea fi? Dacă o să ne ajute și regia să facem o scurtă analiza situației actuale militare în Ucraina. Adică să punem niște hărți? Da, avem câteva imagini. Ok, hai să punem niște hărți pe video pentru ca domnul general să ne explice ce se întâmplă acum și cum vor evolua lucrurile. Așa. O să dați-mi voie să mă scoateți la tablă. Da. Deci, în primul rând, părerea mea este că armata rusă are principalul obiectiv de cucerire a acestei zone. Aici avem Lugansk. Cum explică domnul general, ca să înțelegem? Aici avem Lugansk, aici avem Donetsk și aceste zone deja sunt cucerite cam jumătate, o să vedem într-o altă imagine, cam jumătate din aceste două zone. În momentul de față, Rusia și-a retras armata din zona Kievului și Cernihovului.
În general, ca să putem spune telespectatorilor noștri, armata ucraineană este împărțită în patru. Comandamentul operațional Nord, condus de la Cernihiv, și la timp de pace și la război. Comandamentul operațional de Est, cu sediu din Dnipro. Comandamentul operațional Sud, cu sediu la Odessa. Și comandamentul operațional Vest, cu sediu la Lviv. Deci spuneam că armata rusă are aceste două zone, Lugansk și Donetsk, are Crimea, în momentul de față a cucerit zona Hersonului, a înconjurat Nicolaevul și Hersonul și are cam jumătate din județul Zaporojeț deja cucerit. Dacă mergem la următoarea imagine... Hai să dăm următoarea hartă, vă rog. O să vedem. Da. Acesta este obiectivul minim, din punctul meu de vedere, militar, pe care Rusia îl are acum. Deci, toată lumea a spus că armata rusă este într-o ofensivă puternică din Donetsk și Lugansk ca să câștige absolut amândouă județele. Întregul Donbass. Ăla este întregul Donbassul istoric. Corect. Da. Ăla este întregul Donbass, da. Zona aceasta este cucerită până la Nicolaev, Hersonul, cam aproape de aici, din Zaporojeț, și să ia și acest zon. Și, practic, ei își iau culoarul de securitate de care spuneau că au nevoie, scot Ucraina și de la Marea Azov și de la Marea Neagră. Chiar dacă Odessa rămâne liberă, marina militară rusă blochează și nu intră și nu este nicio navă comercială de acolo. Și va urma în momentul următor o luptă diferită, cu forme de acțiuni de luptă diferite față de ceea ce am văzut până acum. Dacă până acum armata ucraineană s-a apărat pe orașele mari, pe Kiev, pe Cernihiv, pe Sumi, pe Harkov și pe toate celelalte, pe Odessa, pe Herson și pe Nicolaev, în momentul de față armata ucraineană este pe linia de front cu armata, cu forțele separatiste din cele două zone, plus cu armata rusă. Și vor fi practic față în față. Deci nu se vor apăra din oraș, vor fi expuse pe linia frontului și o să vedem în ultima hartă, dacă ne-o dă, pe ultima, dacă ne-o dă, o să vedem că aceasta, deci vedeți, forțele rusești s-au retras de la Kiev și din zona Zitomirului, Cernihiv, s-au retras și din zona Sumi, a rămas Harkovul blocat parțial. Urmează o ofensivă. Deci spuneam că trupele ucrainiene sunt în această zonă. Până acum, bătălia a avut loc către Herson, Berdiansk și are aici la Mariupol. Vor urma atacuri către Zaporojie și de asemenea să cucerească toată această zonă a Donbasului. Dar pentru aceasta, trupe vor veni și din nord, vor veni și din Rusia, din Est și vor veni inclusiv trupele din Berdiansk aduse cu acele nave de transport sau din Crimea care vor continua această operațiune. Principala misiune a forțelor venite de nord de pe lângă Harkov și asta este să închidă retragerea, o eventuală retragere a armatei ucrainiene care ar fi prinsă într-un clește în această zonă și nemai fiind localități în care te poți apăra, în care poți să-ți maschezi forțele, trupele și blindatele, s-ar putea să fie un alt tip de acțiuni de luptă. Deci, domnule general, ei nu mai, rușii în acest moment nu se mai duc până la Dnipru. Da? Deci ei nu mai vor împărțirea țării cum ar veni. Ar fi prea mult din punctul meu de vedere, momentul acesta în care are deja foarte multe pierderi, se spune undeva pe la 18.000, eu zic între 10 și 12.000 de militari. Rusia. Dar avem vreo idee, Ucraina, cât a pierdut, totuși avem, ne putem aveți da seama? Informații de acolo? Aveți relații destul nu de bune am în Ucraina. Deocamdată informații foarte, foarte certe, dar între 5 și 10 mii este posibil să fie avut și ei. Bun, pentru Ucraina este o pierdere, pentru că pentru Rusia una e să pierzi 10 mii, pentru Rusia și aici lucrurile pentru... sunt, dacă îmi permite, și aici lucrurile sunt diferite. Din strategia făcută de către armata rusă la început, dacă luăm să socotim toată această zonă, eu zic că sunt undeva la vreo 1200 de kilometri. Vreo 400 de kilometri, așa, 400 cu vreo 200.
Ei au împărțit 250.000 de militari ruși, 300.000, împărțiți pe 1.200 de kilometri. Armata ucraineană la pace avea 150.000, dar din voluntari au făcut încă vreo 300-350.000. Deci e posibil că armata ucraineană să aibă cel puțin 350.000 de luptători. S-ar putea să fie chiar 500 sau 700.000 de oameni care au o armă primită. Dar sub formă militară a armatei și în subordine armatei ucrainiene cu Garda Națională, e posibil să fie deja vreo 350.000. Adică mult mai mult decât ar avea armata rusă pe această pe acest spațiu, armata ucraineană fiind în apărare, normal, armata rusă în ofensivă. Regulile militare spun că pleci la un asalt, la o ofensivă, trebuie să pleci 3 contra 1 cel puțin, ca să ai șanse. În momentul de față este 1,3 la 1 pentru ucrainieni, dacă luăm în momentul acesta de... Plus toate celelalte probleme. Ceea ce înseamnă că rușii n-ar putea să susțină un perimetru atât de mare. De aceea s-au și retras din această zonă. Părerea mea personală este că vor păstra ceva efective militare care acum sunt în refacere în Belarus și în zona de nord a Ucrainei, pe partea asta cu Volgogradul. Nord-estul Ucrainei sus, da. Da. Ca să poată să țină cât de cât în șah trupele din zona nordică a Ucrainei. Pentru că efortul ucrainian, și vedeam și solicitarea președintului Zelenski, avem nevoie de tancuri, avem nevoie de blindate, avem nevoie de drone, tocmai pentru a susține această zonă. Pentru că dacă o pierd, va fi foarte greu de recuperit. Da. De aceea zic eu că armata rusă va păstra elemente și în Belarus și în zona aceasta pentru a putea interveni. Dar ofensiva, așa cum o spun și ceilalți specialiști militari, ofensiva principală va fi din aceste trei direcții către zona Donbass și eu zic că este posibil să meargă chiar adică, mai departe. Adică, domnul general, dumneavoastră spuneți că ei se vor duce până la Dnipro. Adică ea vrea să se ducă Poltava, în prima hartă Dnipro, care am arătat-o, da. Nova Rusia, cam până exact, acolo Nova mergea. Rusia ce e. Cam până acolo ar fi mers. Este totuși un teren imens. Este totuși Dnipru în teritoriu. Este o forță colosală de apărare. Spunem județe, trebuie să le spunem. Oblast. Spunem județe care sunt județe un sfert din România. Oblast. Atenție, sunt asta un sfert zic, din România. Asta trebuie să le explicăm că sunt niște suprafețe enorme. Bun, da, Ucraina este o țară enormă. Da. Este o țară foarte cam vreo trei județe, așa. Da, cam trei județe, da. Un oblast. Dar tot județe și la ei se numește, ca să nu cădem în jocul acela de regiune separatistă și mai... Este un județ până una alta, că ei s-au declarat. Nu, stai, Donețcu e mai mare decât un județ. Și Donețcu și Luhanscu sunt numai ce... Nu, dar am zis să nu intrăm în zona cu Republică Separatistă, îi zicem județ. Ca să rămânem la nivelul oficial. Puneți, în momentul de față. Foarte, foarte inspirată mi s-a părut prezentarea și foarte... Și mai avem, dacă ne permite tuturor, acum să prezentăm, dacă ne dă din regie, să prezentăm un pic și zona Odessa. Ce-ar putea aia, să aia, pentru că mă uit nebunit că Mikolaevul și... Avem niște imagini pe care, dacă ne le pune, ar fi trebuie să vedem, interesant. Pentru că Odessa înseamnă România. Odessa. Da. Odessa înseamnă România. Navele înseamnă de război presiune, și toate celelalte. Da, înseamnă presiune directă pe Moldova și pe România. Vorbim despre navele de război? Da. Exact. Chiar navele astea de război care se prezintă în Marea Neagră, cât de periculoase. Parte dintre ele au venit din Marea Azov? Caspică. Marea Caspică au fost aduse de vreo două luni de zile. Acestea sunt parte dintre ele, dar așa arată o navă de desant. Da, să-i desant, asta vreau să... Pentru că o să vedem și navă de transport. Cea care a fost lovită de către armata ucraineană în Berdiansk era o navă de transport militar. Și o să vedem de ce... Da, navele de desant, după cum observi, că se lasă... Se deschide la provă și da, uite-le. De-aia sunt înalte, așa. Da. Și putem să trecem. Vorbeam săptămânile trecute că... Aici suntem în Marea Neagră, nu? În Marea acest Neagră, moment. Armata rusă făcea exerciții, poate să treacă la cealaltă imagine, la celelalte imagini. Vorbeam săptămânile trecute, celelalte care sunt tot cu nave. Da. Vorbeam săptămânile trecute de acele mine. Acele mine care erau, de fapt, puse într-un sistem de apărare a Odesei. În insula Șerpilor, există niște imagini. Da, dar după aceea sunt acele fotografii cu navele care ajung de desant pe la nisip, unde sunt cu... Da, unde le căutăm. Da. De aceea vreau să precizăm telespectatorilor,
acele mine au fost desprinse ca urmare a focurilor de artilerie trase de pe navele rusești, care pe unele dintre ele le-au explodat, de lanțurile, da, altele da, s-au rupt, da, sau restul au fost tăiate de către scafandrii de luptă. Dar spuneam, dacă aveam acele imagini, aceste nave trebuie să apropie de țărm chiar până la 20-50 de metri, dacă adâncimea o permite. Uitați, acestea, da, sunt. Acestea sunt, da. Nu la un Marea Neagră aceasta aeroglisor, care are și el o capacitate de transport. Uite deschiderea de la provă de care vorbeam. Uite, aici e la câteva sute de metri. Mm-hmm. Da, e departe. Dar o să vedem, uitați, deja ajung, acestea sunt mai micuțe, pleacă de pe navele mari și asta era interesant. Uitați, aici vin navele de transport din Marea Caspică. Sunt venite pe ce culoare e? Pe acel canal între... Da, canal între cine și cine, că nu mai... Între Volga și Rostov. Și Rostov, da. E, gândiți-vă că astfel de operațiune armata ucraineană ar putea să beneficieze de ea. În momentul în care aceste nave vin la mal, cu armamentul pe care îl are armata ucraineană, le poate lovi și poate provoca pierderi imense armatei. Pentru România sunt periculoase aceste nave? Pentru România, în momentul de față, nu sunt periculoase și nici nu vor fi periculoase foarte multă vreme, atâta cât este capacitatea aceasta... De disuaziune NATO. Nu, care această capacitate a Rusiei, care este limitată în momentul de față. Uitați, vedeți, pleacă transportoarele blindate din navă și ajung pe țărm. Da. Deci este foarte greu să ai o astfel de operațiune, că pare poate fi... Dar acum două săptămâni, domnul general, iertați-mă dacă îmi permiți, Mădălin, a spus că Odessa era foarte bine apărată pentru că armata ucrainiană a minat și plajele, nu numai apele teritoriale, și au minaseră în jur, inclusiv pentru a nu permite desantul aerian, nu numai parașutiștilor, nu numai desantul marin al mărinșilor ruși. Deci rămâne valabilă această teorie militară, adică această strategie Absolut. Militară? Absolut, intervine încă un element nou de care am luat cunoștință chiar zilele acestea. Sunt niște subterane, niște canale subterane în Odessa, foarte mari, la nivelul la câțiva zeci de kilometri, prin care se pot face manevre de efective, de mijloace, de armament, de muniție, pe dedesubt prin Odessa. Este cel mai fortificat. Deci de aceea rușii nu se duc în Odessa. De-aia rușii nu vor să atace Odessa. O iau etapizat. Au încercat în nord, n-au putut. Acum încearcă în est, în zona aceea Donbass. Dacă reușesc acea zonă, peste câteva luni, peste un an de zile, e posibil să se gândească și la Odessa. Putem să vorbim un pic și de insula Șerpilor, ca să terminăm. Bun, hai să dăm imagini și pe insula Șerpilor. Exact, da. Ca insula să completăm Șerpilor, imaginea strategică. Da. Aceasta este poziționarea insulei Șerpilor în Marea Neagră, la 45 de kilometri de Sulina, cam unde este săgeata aceea roșie, este și noua zonă de delimitare între Ucraina și România, care... Zona economică exclusivă. Exact, da. Unde este zăcământul acela mare de gaz. Despuneam că este la 45 de kilometri de Sulina și la 150 de kilometri de baza NATO de la Mihail Kogălnician. Dacă ne arată acum și mai departe imaginea, cam aceasta este insula Șerpilor. Cât are? 7 hectare doar, cât are? Da, ceva de ce? Da, nu este foarte mare, dar are un potențial militar extrem de avantajos. Aici pot fi montate niște stații de bruiaj și de ascultare și de război al radioelectronic extrem de puternice. Vă dați seama, la 45 de kilometri de teritoriul României și de 150 de kilometri, cum spuneam, față de cea mai importantă bază NATO din estul Europei. De asemenea, cu amenajeri puternice, pot staționa și niște nave de război de mică capacitate, cum ar fi, aici numer decât navele foarte mici, dar navele purtătoare de rachete care avem și noi în flota armatei navală a României, cu amenajeri serioase, ar putea fi o bază permanentă, așa cum discuta, pentru a bloca Odessa, pentru a bloca din punct de vedere militar, economic și economic accesul, da, închide tranzitul oricărei nave civile. Deci, practic, de asta au luat rușii această... De aceea spun că nu vor mai pleca de unde au intrat. În România, totuși? A fost a României, dar a dat-o în 40,
Nu, dar după a fost recâștigată într-un proces internațional după 90. Asta zic. Da. Actualul ministru de externe român, Aurescu, a fost... Că ne ferim de pentru... discuții pe tema asta. Da, e complicată poveste, este foarte complicată, nu o să ne ocupăm. Uite, hotărârea curții, vezi, linia galbenă care o vezi acolo, domnul general, este linia zonei pretenția economice. Pretenția Ucrainei, pretenția României și s-a tras pe mijloc, dar zona importantă, zăcământul central, este, dacă vă uitați un pic mai la nord... Deci, practic, ne-au blocat și acel zăcământ rușii. Prin preluarea insulei Șerpilor, au blocat și accesul României, exploatarea de către România acelui zăcământ. Nu știu dacă l-a blocat, dar în orice caz... Cum e aproape, văd, că din punct de vedere al distanței nu pare mult. Granița rămâne. Granița rămâne aici, totuși. Deci tot ceea ce înseamnă în această zonă, noi putem exploata. Eu cred că discuți în premieră asta. Vorbesc noi putem exploata ceea ce avem aici. Post de televiziune. Dar în mod normal, foarte atenți cu toții. Când trimiți acele... sonde de foraj. Da, mari, platformele. Da, trebuie să ai și forță militară navală să susții prezența să lor, poți, să le poți apăra. Apăra, mai ales în acest context. De aceea, acele patru corvete trebuie neapărat construite de către armata română. Sigur va urma și construcția a patru, cel puțin a patru submarine, tot pentru flota navală a care României. să întărească absolut. Prezența militară. Mă uitam astăzi, a fost un exercițiu pe canalul Sfântul Gheorghe a flotei flotilei fluviale de la Brăila și de la Tulcea, un exercițiu extrem de amplu din ce am văzut eu astăzi la imagine la televizor. La Cogealac este, nu? Iartă-mă o clipă, la Cogealac, nu? Este celebrul cum se cheamă, ăsta de tir militar. Poligon. Poligonul de tir este marin. La Cogealac mi se pare că este. Noi avem la Babadag regimentul de infanterie marină. Regimentul 301 avem acolo și la, în zona aceea avem că și văd poligon. Cogealac, întreb, este posibil să avem în anii, în perioada următoare, mai ales că rușii cu siguranță, așa cum ați spus, e posibil ca la anul să încerci ofensiva asupra Odesei, să avem incidente în zona marină cu ei? Eu spun, domnul Ionescu, că în perioada următoare Rusiei va trebui o perioadă extrem de importantă pentru a-și reface. Se cunoaște în mediul militar că armata rusă resursele militare. Se știe în mediul militar că armata rusă poate rezista maxim 30 de zile într-un război și așa a fost. Ofensiva a fost undeva pe la 28-30 de zile. Că au mai bombardat cu rachete în anumite zone, asta e altceva și foarte interesant sursele. Foarte interesant. Foarte interesant, pentru că avem un material în a doua parte a emisiunii, dezvăluire făcută de un oligarh rus, dar care este foarte, a fost foarte, foarte important în Rusia. Cu siguranță știi despre Podorkovski. Nu. Nu? E altul, dar tot la Iucos. Da, tot la Iucos. Așa. Și care spune că Șoigu a fost plecat în alea două săptămâni în care a lipsit din spațiul public, adică ministrul rus al apărării, într-o zonă în care a încercat, tocmai pentru a să importe anumite, inclusiv armament, compatibil cu armata rusă, tocmai pentru că, din punct de vedere logistic, nu puteau să susțină decât o ofensivă de 30 de zile. Este foarte interesant. Foarte interesant. Ce urmează. Dar de ce reușesc? Intrăm în pauză? Da, intrăm în pauză, Aș vrea după aia să vă întreb de ce. Da. Poate ne explicați de ce acest termen de 30 de zile. Și încă ceva, aș vrea să lămurim. Da. Dar nu-mi dați răspuns acum. De ce Comisia Europeană a anunțat ieri că își extinde rezervele strategice pentru ca Uniunea să fie pregătită în cazul urgențelor de natură chimică, biologică, radiologică și nucleară? Mi se pare iar o temă care a revenit dintr-o dată în atenția opiniei publice. Și sigur vom vorbi după pauză și despre sancțiunile care le vizează pe fetele lui Vladimir Putin. Și ca o picanterie, dacă vreți, dar nu e chiar o picanterie, pentru că totul se întâmplă acum într-un sistem, într-un puzzle foarte larg. Presupusa amanta lui Vladimir Putin a făcut niște mișcări interesante din punct de vedere... Asta e cancan. Domnul general are informații mult mai bune decât cancanul. Discutăm noi. Dacă, din punct de vedere financiar, pentru că este implicat în niște afaceri, are... câștigă vreo milioane de lire sterline într-un imperiu media pe an, ceea ce mi se pare interesant numai... Uite că noi nu câștigăm asta. Dați-mi și mie numărul de telefon. Noi avem doar 5-6 milioane. Bun, ne întoarcem. Rămâneți alături de noi. Urmează a doua parte cu dezvăluiri și discuții de primă mână. Nu ratați nicio secundă din ce va urma.